Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân s-a născut în 1355 în Țara Românească. A fost domnul Țării Românești între 1386 și 1395 și între 1397 și 1418. În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa, din Banatul de Severin până la Marea Neagră. Mircea a ridicat cetăți și a ctitorit mănăstiri și biserici pe întrecuprinsul țării, care au devenit în timp centre de cultură. Țara Românească a întreținut legături comerciale intense cu Ardealul, Polonia, țările de peste Dunăre, dar și cu statele italiene. Armata era formată din oastea de țară și oastea mică. Din oastea de țară făceau parte cei care erau în stare să poarte arme, boieri, țărani liberi, șerbi, târgoveți. Oastea mică era datoare să răspundă imediat la chemarea domnitorului și era formată din boieri, săteni, plăieși sau grăniceri și opăcinași sau vâslași. Mircea a fondat și alianțe solide pentru a-și mări șansele de a păstra independența țării. A păstrat relații strânse cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, bazate pe interesul reciproc în lupta împotriva extinderii Imperiului Otoman. De asemenea, a stabilit o alianță cu voievodul Petru Mușat al Moldovei încă din 1389. Prin intermediul lui Petru I, domnul Moldovei, a reușit în 1389 să încheie o alianță cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei. Mircea a mai întreținut relații de bună vecinătate și cu regii din sudul Dunării. Din cauza sprijinului oferit popoarelor creștine din sudul Dunării, Mircea a intrat în conflict cu Imperiul Otoman. În 1395, sultanul Bayezid I a trecut Dunărea în fruntea unei armate numeroase. Mircea avea o armată mai mică și nu se putea opune într-o luptă deschisă, așa că a ales o tactică de hărțuire. Armata Țării Românești a înfrânt avangarda otomană într-un loc mlăștinos și împădurit, numit Rovine. În 1396, Mircea, în calitate de principe creștin, vasal regelui maghiar, participă la Cruciada anti-otomană, inițiată de o parte a regilor și nobililor occidentali. După câteva succese minore, Cruciada s-a încheiat cu înfrângerea creștinilor de la Nicopole. Oastea valahă, formată din cavalerie ușoară, nefiind invitată să ia parte la șarja cavaleriei grele, se retrage fără a intra în luptă. Pentru a evita ocuparea Țării Românești de către Imperiul Otoman, Mircea cel Bătrân a fost nevoit să semneze un tratat de pace pe sfârșitul domniei. Prin tratat se recunoaște libertatea țării în schimbul unui tribut anual de 3.000 de piese de aur. Totodată, domnul român a fost obligat să trimită turcilor un fiu ostatic drept garanție. Mircea cel Bătrân a încetat din viață la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat la mănăstirea Cozia, ctitoria sa. A fost urmat la tron de fiul său, Mihail. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!